Consiliul Județean Dâmbovița s-a reunit săptămâna trecută în ședință ordinară, la care au fost prezenți 28 de consilieri județeni din total de 32. Întâlnirea a avut pe ordinea de zi 14 proiecte de hotărâre, iar la capitolul diverse s-au pus în discuție încă 7 puncte. După rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Dâmbovița, consilierii județeni au votat proiectul privind aprobarea realizării unui incubator de afaceri în cadrul Parcului Industrial Priboiu. S-a votat în unanimitate și proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean în adunarea generală a Asociației Laota, dat fiind faptul că între consiliile județene Dâmbovița și Argeș există o colaborare pentru lucrări de infrastructură între anii 2014-2020 pe fonduri structurale. Vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Gabriel Grozav, a fost propus pentru ocuparea funcției. Au trecut și proiectele de asociere între Consiliul Județean și diferite consilii locale primind investiții în infrastructura rutieră. Găiești, Gura Uniței, Moroieni, Conțești, Finta, Tărtășești, Valea Mare, Petrești, Brănești, Costești din Vale și Bilciurești, precum și cele privind asocierea Consiliului Județean Dâmbovița cu județele Giurgiu și Teleorman. La punctul divers au fost votate în unanimitate proiectele privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind unele lucrări la secțiile, recuperarea neuromotorie Gura Ogniței, psihiatrie cronice adulți, respectiv cea de la Voinești, din cazul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. În ultimul rând a trecut cu unanimitate proiectul prin care Consiliul Județean Dâmbovița a avizat favorabil propunerea grupului Renault de la Titu de a reabilita vechiul hangar de elicoptere al fostei unități MAPN. În finalul ședinței a fost prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei județului Dâmbovița de comunicare, imagine și informare publică, privind realizarea de servicii de publicitate, precum și editarea unei publicații proprii a Consiliului Județean Dâmbovița. Consilierii județeni au votat constituirea unei comisii cu reprezentanți din toate partidele politice, care în termen de 7 zile să propună o formă definitivă a strategiei de comunicare ce urmează a fi pusă în discuția Consiliului Județean Dâmbovița.